Bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru numărul din ce în ce mai mare de abonați. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări. Diamantul blestemat care și-a ucis toți proprietarii. Diamantul Hope, cunoscut și sub numele de La Bijou du Roi, bijuteria regelui, este un diamant de circa 45 de carate, care poate fi văzut în prezent la muzeul Smithsonian din SUA. Chiar dacă are caracteristici impresionante, este unul dintre cele mai mari diamante din lume. Are culoare albastră și o valoare estimată la circa 250 de milioane de dolari. Se pare că diamantul ar avea o istorie blestemată, care i-a urmărit pe majoritatea proprietarilor acestuia, din India până în SUA. Ghinionul adus de diamant se leagă de originile acestuia. Se spune că a fost furat de un idol din India, iar acest lucru ar fi dus moartea nu doar a celui în proprietatea căruia intra, ci și a celor care l-atingeau. Mit sau nu, s-au creat diverse intrigi pe parcursul istoriei în jurul acestui subiect, existând dovezi că mulți dintre cei care au intrat în contact cu piatra au avut o serie de probleme. Povestea diamantului începe cu secole în urmă, când un bărbat pe nume Jean Baptiste a făcut o călătorie în India și a furat diamantul albastru de pe fruntea statuii hinduse a zeiței Sita. Potrivit legendei, el ar fi fost sfâșiat de câini în timpul unei călătorii în Rusia după ce vânduse diamantul. Unul dintre cumpărătorii diamantului ar fi fost chiar regele Louis al IV-lea, regele Soare, iar el este cel care a tăiat diamantul, care inițial a avut 112 carate, l-a numit diamantul albastru al coroanei și l-a purtat adeseori la gât atârnat de o panglică. După moartea lui Louis al XV-lea, Louis al XVI-lea, soțul Mariei Antoaneta, a intrat în posesia lui. Potrivit legendei, cei doi au fost decapitați în timpul Revoluției franceze. În timpul Revoluției franceze, mare parte din bijuteriile coroanei au fost furate din locul unde erau depozitate. Diamantul ar fi reapărut în Londra în anul 1813, în posesia bijutierului Daniel Ellison. Regele George al IV-lea al Angliei ar fi cumpărat diamantul albastru de la Daniel, iar după moartea lui, diamantul ar fi fost vândut din nou pentru plata datoriilor. În jurul anului 1939, diamantul ar fi intrat în proprietatea bancherului Henry Philip Hope, de unde și-a moștenit și numele. Se spune că familia Hope ar fi fost afectată de blestem, membrii bogați ai familiei devenind săraci. Unul dintre descendenții primului cumpărător ar fi fost un împătimit al jocurilor de noroc și a vândut bijuteria. Legenda diamantului blestemat s-a conturat și în jurul sultanului Turciei Abdul Hab, care ar fi cumpărat diamantul cu 400.000 de dolari în jurul anului 1909. Și doar la un an după achiziție ar fi fost detronat. Jacques Collet, un alt cumpărător al diamantului, s-ar fi sinucis, iar prințul Ivan Kanitovski, un alt proprietar, ar fi fost omorât de revoluționari. Cel care a vândut diamantul sultanului ar fi murit alături de soția și copilul lui după ce au căzut într-o prăpastie cu căruța în care se aflau, iar unul dintre cei care au păzit diamantul a fost spânzurat. Henry Winston, un bijutier din New York, este ultimul proprietar al diamantului. Acesta l-a oferit spre purtare la diverse evenimente organizate în scopuri caritabile și l-a donat apoi muzeului Smithsonian, unde se află și în prezent. Evident, există speculații că ar fi făcut donația pentru a scăpa de blestem.